De aproximativ o săptămână, iarna și-a intrat serios în drepturi. Temperaturile scăzute și vântul puternic creează mari probleme legumicultorilor care au plantat deja legumele în spații protejate. Ionuț Radu din localitatea Obârșii a optat pentru astfel de culturi. Vis-a-vis de ce înseamnă o astfel de cultură într-un astfel de moment, întrucât ei trebuie să știe că sunt eforturi deosebite pentru a putea produce, pentru a putea cultiva și produce în perioada viitoare, costuri deosebit de mari, pentru că știm bine când ai temperatură de minus 10 grade că centralele nu se opresc, și totodată ideea de îngrijorare vine și din cauza faptului că, din păcate, anul ăsta nu știm nimic vis-a-vis de subvenția de tomate sau vreun ajutor de minimis specific solarilor sau culturilor extratimpurii. Edita Simon, un alt agricultor care a plantat legume extratimpurii, spune că a trebuit să facă nopți albe pentru a proteja culturile din solar. Am trecut foarte greu, în primul rând a fost vântul foarte puternic și am mai rupt, mai ales la un solar de răsaduri, mi-a rupt câteva folii acolo și m-am panicat. Vântul a fost foarte puternic din mai multe direcții și mișca foliile, băga peste toate găurelele vântul. Și dacă temperatura era scăzută și în solare, dacă vântul e puternic, atunci chiar este problema. Cheltuielile înregistrate au fost duble zilele acestea din cauza gerului. Pentru a asigura temperatura optimă, legumicultorul a fost nevoit să aprovizioneze centrala foarte des, cel mai probabil pentru a-și acoperi din costuri. Oamenii vor scumpi recolta din primăvară. Temperatura optimă, de fapt, pe care putem să o asigurăm noi, este de 10-12 până la 14 grade noaptea și 24-25 ziua. Frigurile astea, vă spun sincer, a scăzut și la 6-7 grade în solar. Deci la limită. Atunci, primele zile cu vânt, da. La limită. Primele două nopți au fost albe, adică nu am putut să dorm. Pentru că am văzut vântul foarte puternic atunci și temperaturile scădeau de la oră la oră. Mai ales la 6-7 dimineața, atunci au fost temperaturile cele mai scăzute. Din fericire, pentru următoarele zile, meteorologii anunță că vremea aia se va încălzi ușor.